Stimați concetățeni, vă dau salutare și sper să n-ajungem iar în izolare. Împrumutând tonul vocii președintelui, vă salut, dragii mei urmăritori de pe YouTube și de ce nu de pe Facebook. Vă mulțumesc pentru abonare, vă mulțumesc că sunteți alături de comentarii, vă mulțumesc tare mult, ați văzut, intrăm în dialog, dezbatem adevăratele probleme. Batem record după record. E adevărat, să fac și teste mai multe, într-adevăr, dar stăm bine, 600 și ceva de cazuri noi. Adică nu stăm bine, dar stăm bine numeric. A ieșit iară președintele și a găsit vocația. Și a găsit vocația să ne spună că trebuie să ne spălăm pe mâini, să păstrăm distanță și să purtăm mască. Am văzut pe cineva în magazin, o doamnă, nu-i dau numele, era cu masca în mână și o ținea la nas ca și cum ți-ai ține o batistă. Atâta comoditate. Noi românii am ajuns un popor de comozi. Nu mai vorbesc că cei care își pun mască după urechi nu reușesc să o treacă de nas. Nu știu de ce. Parcă e o sfidare. Dar tot de noi ne batem joc. E așa de greu? E așa de greu? Nu știu ce să zic. Mai bine să previi decât să tratezi. Așa este? Așa este. Când aud știrile astea care încep cu noul COVID, păi din martie nu ne-am familiarizat cu el? Noi putem zice COVID, nu ne putem tutui să-i zicem măi COVID-e, măi COVID-e, mai lasă-ne un pic mai ușor. Că a zis domnul Cioloș de la Parlamentul European, COVID-ul nu are nicio culoare politică, dar PNL și PSD au culoarea incompetenței. Dacian, Dacian, du-te la Barna să-ți dea o socată. Tu nu te-ai băgat atunci când o trebuie să te bagi în politica mare din România, acum dai sfaturi de la Bruxelles. Lasă-ne. Și când se face ceapa, să mâncăm coslană. Te rog frumos. Bine? Se iau măsuri. Se iau măsuri în continuare. Nu ne mai lasă țările din vecinătate să trecem așa, cum am dori. Și în Olanda, olandezii au zis, dacă vine vreun român la noi în Olanda, 14 zile stă în izolare. Păi în Olanda nu e așa de greu, că ție o prăjiturică o... și 14 zile știi cum trec. Ca o oră. Dar și în Vama Veche, și în Vama Veche, în Vama Veche, începând de weekendul ăsta, se iau măsuri. Se iau măsuri pentru reducerea riscului de infectare, nu-i așa? Primarul din comuna Limanu a spus că toate cârciumile, toate terasele vor avea muzica dată mai în surdină. Excelent! Bună lupta pentru COVID! Dai muzica mai încet! Bă! Avem genii, avem genii, domnule, îți dai seama. Se strâng acolo câteva sute de oameni, muzica în surdină, așa, păi tăți merg unul de la altul. Ce zice versul ăla? Ce zice versul ăla? Bineînțeles, fără mască. Ce-o zis în strofa 2? Primarii ăștia, primarii cu idei geniale, că de ce au idei geniale? Că în 27 septembrie, notați-vă, au loc alegerile locale. Vom alege iar primari, vorba vine, se aleg iar primarii, iar consilierii locali și de alt nivel. Nu contează, eu n-aș mai face alegeri, sau tot amânat, trebuia să fie în primăvară, n-aș mai face. I-aș lăsa pe 10 ani primari. Dar pe, dacă au furat în primul mandat, înseamnă că au destul. Așa că încă 4, 5, 6 ani pot să stea liniștiți. Că n-ai de unde alege, domnule. N-ai, ei, chestia asta cu să votezi pe cineva... Să votezi între doi candidați, minim, e ca și când ai avea de ales între Verde de Paris și Mona. Nu-s bune. Nici una nu-i bună, nici cealaltă nu-i bună. Dar dacă n-ai o pălincă curată, alegi dintre două rele rău cel mai mic. Acum o să se aleagă și mai greu primare, pentru că nu mai e voie să se facă petrecerile comune, zilele satului, să vină soliștii, să cânte acolo, să se prindă lumea în horă. Nu? Să trăiască în două primare, că e mare de gospodare. Ce-a făcut el în comună, nu găsești nici tu de lună. Hai primare să trăiești, dă-i să bere. Da? Își făcuseră soliștii de muzică populară, melodii speciale. Pentru domn primar, să trăiască domn primar, că e harnic, că e gospodar, tra-la-la, tra-la-la. De mai ține un mandat pe noi ne-a asigurat, la-i-la-i-la-la. Hai să fim serioși. 27 septembrie, am căutat pe net, știți că în 90, Neanelu Iliescu a fost votat în așa numită Duminică a Orbului. No, ce zi credeți voi că e în 27 septembrie? Ziua mondială, ziua internațională a turismului. Ziua internațională a turismului.
Deja s-au asigurat din start, s-au acoperit. Dacă o să fie turism electoral, ce ce? Nu mergeam să votăm dintr-o comună în alta cu 300 de autocare. Nu, făceam turism. Sărbătoream Ziua Internațională a Turismului. Așa e. Unii trebuie să se aleagă, alții sunt numiți, cum este fostul președinte, Emil Constantinescu. Ăsta conduce un institut fantomă cu banii noștri, bani dați de Parlament. Doamna Dăncilă i-a dat anul trecut 500 și ceva de mii de euro ca să funcționeze în continuare, să se înființeze și să funcționeze Institutul Levantului. Ați auzit de așa ceva? Să te lingi pe buze când auzi de așa sumă. Institutul Levantului, mă. Nimic nu fac acolo, vreo 40-50 de angajați și studiază. Dar ce studiază? Nu se știe. Și Emil Constantinescu, mă, la 80 de ani, are pensie de peste 100 și ceva de milioane, atâtea privilegii, atâtea facilități. Și la 80 de ani mai vrea funcție plătită ca un secretar de stat. Ce nerușinare! Bă, marea dezamăgire a politicii românești de dreapta, de stânga, de mijloc, de lateral, poartă numele de Emil Constantinescu. În 96 parcă a mai trăit o deschidere după 89. Și ce a făcut? A fost înfrânt de sistem, a fost înfrânt de servicii. Și acum mai stă pe banii românilor, aiurea, la institut. Ce studiază ăștia? Nu știu. Să studieze ceva concret. De exemplu, uitați-vă că pe plajele din Mamaia, zilnic, apar zeci și zeci de tone, sau mă rog, nu știu câte, de alge. Alge. Că de aia n-ai mai văzut niciun cocalar în weekend care să meargă mâncați și cu BMW-ul, că îi derapează pe alge. Că iese algele din apă și ăsta când se intre pe plajă așa frumos cu BMW-ul lui așa de fițe, derapează mâncați și pe alge. Ce facem cu algele? Că nu mai avem poze cu cocalari pe plajă cu mașina, înțelegi? Algele. Au întrebat acolo, zice, și ce se poate face cu algele? Ce nimic. Nu este nicio soluție pentru alge. Păi dacă tot avem alge, de ce nu facem sushi? E alga, pui orez, pui sushi, 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 maki, maki, maki. Nu mai e în trending vulpița, dar a revenit Jador. Jador, vă ador și eu pe voi, mulțumesc de urmărire și în această dimineață. Dați subscribe în continuare, că începe weekendul. Toate videourile puse de mine pot să fie un playlist când sunteți în drum spre mare. Le ascultați deodată, de două, de 30 de ori. Știți despre ce-i vorba, mai râdem, mai glumim. După aia reveniți cu un comentariu pe YouTube, cu un like, cu un... Da? Și menținem această comunitate vie și virtuală. Weekend plăcut, distracție plăcută și să ne vedem și să ne auzim cu bine începând de luni. Nicu Bendea vă salută! Sushi, 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 maki, maki, maki!